Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vom testa și vom juca acest joc. Jocul se numește Royal Match. Dream. Nu? Ok. Acesta este jocul în sine. Așa arată. Este un joc plăcut. Așa. După cum puteți vedea, muzica am scos-o pentru nu avea probleme cu cei de la YouTube. Ok. Jocul este unul drăguț și frumos. Intrăm aici, avem colecții. Times, ok. Aici putem să vedem câte puncte au fiecare, clasament și prietenii putem să inventăm de pe Facebook. Așa, arena. Are mai multe nivele, bineînțeles, până la asta, să intrăm mai departe, mai. Area 35, ok, deci până la 55 de arii putem să ajungem. Ok. Astea fiind spuse, noi suntem la area 1 cu castelul. Ok, după aia am throne room, dining room și așa mai departe. Bine. Intrăm aici la home. Avem area 1. Ok, sau level 1. Îi dăm asta. Continue. Ok. Perfect. Am trecut. Da, așa pare. Bineînțeles, mergem aici. Și am construit castelul. Bineînțeles. Trebuie să construim o fântână. Realizăm bănuții și level 2. Hai să vedem. Realizăm cele necesare.
ce trebuie realizat. Trecut peste și... Așa. Trecem mai departe. Ok. Bineînțeles că se pot. Așa, bineînțeles că se sparg acele cuburi. Mergem în jos. Să vedem cum vom ajunge și până unde vom intra mai departe.
Okay. Idem tot așa. Level 10. Tremânare. Și am ajuns la o arie mai nouă, aria a doua. Bineînțeles, la aria a doua avem tot felul de chestii. Și de mai departe. Am reușit din nou altă soluție.
Hai să vedem. Și bineînțeles la fel. Da, îi dăm și un apreciere de feedback, ok. Așa. Am reușit din nou.
Da, asta este jocul în sine. Ok, mai dăm o dată să vedem dacă reușim. Poate de asta fită. Bineînțeles, să vedem dacă reușim să facem ce ne-am propus. Ok. Și bineînțeles că da, nu am reușit. Ok, astea fiind spuse, ăsta este jocul. Jocul este de găsit pe Google Play pentru posesorii de Android. Iar pentru posesorii de iOS este de găsit pe App Store. Ok. Puteți intrați pe canalul meu de YouTube, WiseDrew, să vă abonați la canal, să apăsați pe sub, pentru să dați un subscribe, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, să vă abonați la la canalul de YouTube. Așa. Și bineînțeles să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat cu noutățile de pe canal. Îmi cer scuze pentru greșeală de exprimare. Ok, astea fiind spuse, jocul nu este un joc foarte complicat, ați văzut, este ușor, este frumos. Dacă v-a plăcut acest joc, puteți să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut sau nu. Bineînțeles că da. Ok. Și vă aștept la următor video. Vă mulțumesc pentru vizionare. Numai bine. La revedere.